La o săptămână după semnarea protocolului de colaborare cu Partidul România Mare Dâmbovița, Partidul Social Democrat Dâmbovița a semnat un nou protocol de colaborare cu PNG Dâmbovița, care are de săptămâna trecută un președinte interimar în persoana domnului Casandra Gabriel. Reprezentanții dâmbovițeni ai PNG au afirmat în cadrul unei conferințe de presă că îl susțin pe senatorul PSD Dâmbovița Adrian Suțeanu în cursa electorală din luna iunie pentru președinția Consiliului Județean, dar totodată vor acorda sprijin și candidaților USL din comunele dâmbovițene. Totodată, reprezentanții PNG Dâmbovița au spus că nu se așteaptă să câștige vreo primărie în județul Dâmbovița, ci doar la posturi de viceprimar. Am astăzi invitat special la sediul organizației județene pe domnul Casandra Gabriel George, domnul Banu Dumitru și domnul Oprea Vlad, care reprezintă Partidul Noua Generație Creștin-Democrat, partid politic cu care am avut mai multe discuții în ultimele săptămâni de zile și care a decis sau am decis împreună să semnăm un protocol de colaborare și parteneriat care implică organizațiile județene ale Partidului Social Democrat și Partidului Noua Generație Creștin-Democrat. Protocol care, în linii mari, pleacă de la obiectivul comun al partidelor politice semnatare de a scoate România din criza economică, socială și politică. Am făcut acest protocol cu reprezentanții Partidului Social Democrat la solicitarea atât a biroului permanent județean, cât și a reprezentanților noștri din teritoriu și vreau să vă spun când vorbesc de teritoriu, vorbesc despre aproximativ 70% din comunele județului, pentru că în momentul de față, după ce ne vom consulta cu domnul senator Suțeanu și cu reprezentanții USL-ului, probabil vom desemna mai puțini candidați la primărie decât ar fi trebuit pentru a susține în acest fel reprezentanții USL-ului. Și iar liste pentru consilier local probabil vom depune în circa 60 de localități.